Bună ziua, oameni buni! Iată, astăzi să vă vorbesc, adică în următoarele trei filmulețe am împărțit metodele de tratament, fiindcă ieri v-am vorbit despre cum puteți diagnostica infectarea cu varoa unei familii de albine și nu ezitați să vă trimit un tabel. Astăzi am să vorbesc despre trei posibilități de tratament și voi începe cu cel mai răspândit la noi în țară, ceea ce înseamnă că încep cu fumegarea, deci cu afumarea albinelor. Ce înseamnă acest lucru și cum se folosește? La noi în țară se folosește mai des hârtie și barachet, deci acest medicament pe bază de amitraz. Unii au început să folosească și alt tip de medicamente care nu sunt destinate albinelor, dar asta are mai puțin importanță. Ceea ce trebuie înțeles este că dacă nu vrei să ai o miere contaminată, o familie trebuie evitată să fie tratată cu această metodă chimică și asta se poate doar prin metoda roiului artificial. O să vă vorbesc despre această metodă după ce termin de prezentat aceste trei filme. Ce înseamnă acest lucru? Deci, luăm medicamentul respectiv, în cazul nostru varachet, așteptăm să vină seara, am diagnosticat că avem o infecție medie sau gravă și vom face tratamentul corespunzător. Atâta tot că ceea ce ar fi bine de făcut, se scot fagurii laterali de la familia care vine tratată pentru a asigura refugiu albinei. Tratamentele se fac în general seara, peste 8 grade, curdinișul închis, și asta cauzează agitația albinei, de aceea și trebuie să aibă un refugiu. Bineînțeles, la noi nu am auzit de așa ceva. Voi vorbi acum de altă metodă, de aerosol. La noi nu prea se folosește această metodă, aerosolii. El formează un fel de ceață în familia respectivă. Sunt aparate speciale, medicamente speciale, dar totuși cauzează, și această metodă cauzează destul de multă contaminare a cerii și a mierii în general. Această metodă se face cu un aparat special, medicamente eu nu cunosc personal, care face o ceață în familia de albine și împrăștie medicamentul peste tot în familie, unde acționează substanța activă. Această metodă are ca parte negativă problema că la fiecare familie în parte se schimbă dozajul în funcție de mărimea familiei. Ca și la fumegare se schimbă dozajul, dar e mai ușor de aplicat. Dispersarea. Deci, o a treia metodă este dispersarea. Această metodă în România se folosește mai puțin pentru varoa, dar a apărut acest produs Apivirol Forte, sunt două firme care au fabrică, dar nu-i pentru varoa neapărat. Dacă stropești peste albină, îi stimulează să se curețe albinele, stimulează acest lucru. Mulți au început să folosească, deci cam știți despre ce e vorba. Mai este un medicament care se picură, Hive Alive Clean, dacă nu mă înșel. Nu Hive Alive, Hive Clean sau ceva de gen. Bine, asta e prea puțin important, deci noi folosim Apivirol Forte,
doar pentru virusuri, fiindcă așa se și numește, antiviral, deci împotriva virusurilor. Eu am folosit acum 2 ani, n-am văzut mare lucru la el, deci am renunțat. Personal nu cred că funcționează, dar aici la dispersare ceea ce voi folosi pe viitor va fi acidul lactic, despre care iară vă voi vorbi într-un film separat. Deci cam atâta despre primele 3 metode de tratament. Mai sunt altele pe care vi le voi prezenta în filmele următoare. Sper că ați înțeles importanța tratamentului, de aceea și am enumerat toate bolile în filmele anterioare, ca să înțelegeți cât de grav poate fi netratarea albinelor, cum unii susțin că se poate. Deci eu consider că nu se poate, am fost și eu naiv la timpul meu și m-a costat destul de scump și cei care susțin că merg fără tratamente nu o să vină să-ți despăgubească ție paguba că n-ai tratat albinele. Cu asta numai bine și data viitoare.